Accident grav în apropierea vămii Porțile de Fier din Mehedinți. Două mașini înmatriculate în Republica Moldova, respectiv Bulgaria, s-au lovit după o depășire neregulamentară. 5 persoane au ajuns la spital, iar ceilalți pasageri au primit îngrijiri medicale la fața locului. Traficul între Drobeta, Turnul Severin și Orșova a fost îngreunat 10 de minute. Polițiștii au deschis un dosar penal pentru vătămare corporală din culpă.